primăvara începe să își facă simțită prezența, dovadă temperaturile ridicate din ultimele zile. La Giurgiu, mercurul din termometre a arătat maxime de 15 grade Celsius, vreme neobișnuit de caldă pentru această perioadă a anului, chiar dacă ceața își face simțită prezența mai ales în zona de câmpie. Mars la Giurgiu, cerul va fi senin, fără înorări, doar ceață dimineața, apoi soarele se arată și temperaturile se vor situa în jurul valorii de 14 grade Celsius. Noaptea, valorile temperaturilor ajung la 5 grade. În celelalte regiuni, temperaturile se mențin ridicate, neobișnuit pentru luna februarie, iar la munte va ploua pe alocuri. Astfel, mari se vor înregistra la Bolintin, Mihăile și Ghimpas 12 grade, la Hotarele și Comana 13, Izvoarele 11, iar la Giurgiu vom avea 14 grade. Vântul va sufla cu o viteză de 16 km pe oră din direcția vest-sud-vest, presiunea atmosferică va fi de 762 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 53%. Apele Dunării sunt în creștere cu 2-12 cm, cota probabilă fiind 209 cm.